președinte de ședință. Ședința, domnul Sâță este președinte de ședință, ședința este statutară. Lipsesc motivat, pe care am dat zic eu, că vor ajunge. Domnul Biron, doamna Badea a sosit, domnul Tătaru. Ca invitați la ședință sunt domnii doctor Nistor, domnul avocat Gorfler, domnul Paulin, televiziunile Televip și Actualitate TV. Cam atât. Documentele sunt la masă, s-au luat la cunoștință în termen. Te-am simt, domnul. Dați-mi voi să fac deschisă ședința Consiliului Local de astăzi și să prezentăm ordinea de zi. Proiectul de zi, ordinea de zi, domnește, viață studiată de aveți la mapă, în are sens să ne citesc încă o dată și asta. Vă rog să-mi permiteți să supunem la vot ședința, procesul de bază de la ședința trecută. Cine este pentru? Am un amendament. N-am înțeles. Am un amendament. Imediat. Înainte de a începe proiectul de hotărâri, vă rog să-mi spuneți dacă mai sunt și alte materiale reclamate pentru ședința de astăzi. Vă rog să-mi prezentați cei care le aveți. Da. Înțeleg că nu mai sunt. Vă mulțumesc. Dați-mi voi. Am un amendament, am un. Vreau băietul de Băiectul de 3, numărul 2, să fie amânat pentru o altă dată, pentru că n-am studiat în grăbânzime acest proiect de hotărâre, n-am avut la dispoziție toate actele, și având în vedere, sunt doi, numărul 2. Având în vedere, sunt membru în Comisia de Sănătate, n-am fost consultat în problema respectivă, și vreau să am legătură cu avocatul meu, și dacă se poate, să mâneți la vot. Propunem la vot amendamentul domnul doctor Ali. Cine este pentru a amâna subiectul proiectului de hotărâri de la punctul numărul 2? Cine este pentru a-l amâna? Înțeleg că nu este nimeni. Pentru că deci dăm drumul la proiectul de hotărâri numărul 1, din tablul ședinței de astăzi, care am înțeles că Comisia Economică are materialul la mapă, vă rog să prezentați cei care îl aveți. Comisia Economică să se atunci revizării de aprobare cu proiectul local de câștigărie pentru proiectul 4 și nu au fost obiecții vis-a-vis de se propun diminuarea obiectului de investiții programelor de intervenție prioritară pentru izolare tehnică a locului Sfântul în frumos și aprobarea întâlnirii documentației de avizare a lucrurilor de intervenție pentru izolare tehnică a acestui bloc de locuințe din acest 4 anul 2012, la capitolul alte cheltuieli în domeniul locuințelor, articol bugetar construcții cu suma de minus 34.000 lei. Propun anularea obiectului de investiții cu denumirea lucrări de reparație infrastructură rutieră pe strada Petru Rareș, loc C3-103 și parcarea de agent în orașul Târgu Frumos, pentru 4 anul 2012, capitolul 13, articol bugetar alte active fixe, inclusiv reparații capitale, cu suma de minus 129.000 lei, obiectiv care nu au fost realizat în cursul anului 2012. Propun suplimentarea obiectivului de investiții cu denumirea amenajare trotuare și altele parte la Târgu Frumos, din montaj pavaj, tip pavele colorate, cu inclusiv manupă, trimestrul 3, anul 2012, capitolul străzi, articolul bugetar alte active fixe, cu suma de plus 67.000 lei, necesar pentru lucrările privind reabilitarea trotuarelor și parcărilor în zonele de Micuța cu zăvodă, oraș Târgu Frumos. Propun finanțarea parțială a obiectivului de investiții cu denumirea eficientizarea sistemului de iluminat public local, obiectiv aprobat în hotărârea Consiliului Local 65 din 26.10.2012, trimestrul 4, anul 2012, parcuri iluminat public și rectificări rurale, articol bugetar, alte active fixe, inclusiv reparații capitale, cu suma de plus 63.000 de lei. Propun finanțarea parțială a obiectivului de investiții cu denumirea extindere, cort, clădire, grădiniță cu program normal, situată în strada Târgu Vladimirescu numărul 2, obiectiv aprobat prin HCR 28-2 din 02-08-2012, trimestrul 4, anul 2012, capitolul articol pierd în domeniul locuințelor, articol bugetar construcții cu suma de plus 33.000 lei. Propun majorarea capitolului de venituri
sume defalcate din taxe pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform hotărârii Consiliului Județean, numărul 329 din 15-11-2012, trimestrul 4, anul 2012, pentru achitarea arieratelor legislate de furnizorii de bunuri și servicii cu suma de 1,42 lei. Propun materialele capitolului învățământ profesional, articol bugetar, alte obiective de inventar, liceul tehnologic pe durare, pentru plata arieratelor către furnizor, cu suma de 1,42 lei. Propun materialele capitolului sport, transferul către instituții publice, trimestrul 4, anul 2012, pentru Asociația Sportivă Viitorul Târgu Jiu, cu suma de plus 10.000 lei, concomitent cu diminuarea capitolului sport, articol bugetar, alte cheltuieli, trimestrul 4, 2012, cu suma de minus 10.000 lei. Propun alocarea sumei de 30.000 lei, trimestrul 4, anul 2012, pentru acordarea unui ajutor de urgență copiilor de la Clubul Copiilor Târgu Frumos, în vederea participării la concursul 10 ani de construcții electronice în Botoșani, în perioada 29-11, 2-12, 2012. Propun diminuarea următoarelor capitole de cheltuieli. La străzi, rambursări, articol bugetar, rambursări de credite aferente de la datorii publice locale, trimestrul 4, anul 2012, cu suma de minus 52.000 lei. Străzi, articol bugetar 20.2, reparații curente, de trimestrul 4, anul 2012, cu suma de minus 33.000 lei. Concomitent cu majorarea capitolului, eliminat publice de cărți rurale, articol bugetar, încălzit, eliminat și forță magnetică, trimestrul 4, anul 2012, cu suma de plus 85.000 lei, necesare pentru acoperirea prețului reprezent factorul restant pentru furnizorii de energie. Propun diminuarea capitolului 3, articol bugetar salarii de bază, trimestrul 4, anul 2012, cu suma de minus 46.000 lei, concomitent cu majorarea capitolului asistență socială în caz de invaliditate, articol bugetar, ajutoare sociale numerat, trimestrul 4, anul 2012, cu suma de plus 46.000 lei. Propun diminuarea capitolului autorități executive și legislative, articol bugetar bunuri și servicii, trimestrul 4, anul 2012, cu suma de minus 46.000 lei, concomitent cu majorarea capitolelor următoare. Autorități executive și legislative, articol bugetar cheltuieli salariale în bani, cu suma de plus 31.000 lei. Întreținere de drumuri publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, articol bugetar cheltuieli salariale în bani, cu suma de plus 15.000 lei. Propun transferul de la capitolul 3502-0402, liceu teoretic Pione Culcea, articol bugetar alocații pentru transportul la și de la locul de muncă, trimestrul 4, anul 2012, cu suma de plus 9.000 lei, la următoarele capitole, la liceul tehnologic pentru rare, plus 3.000 lei, școala Ion Treangă, 3.000 lei, școala Galvechi Beidean, 3.000 lei. Articol bugetar alocații pentru transportul la și de la locul de muncă, vederea asigurării de contării navetei tuturor cadrelor didactice pentru clasa septembrie-octombrie 2012. În prezent, vă rog de analiza și a dispune aprobarea rectificării bugetului centralizat al activităților finanțate integral din venite proprii și sau subvenții pe trimestrul 4 anul 2012, după cum urmează. Se propune o aflare a capitolului de venituri, subvenții pentru instituții publice, trimestrul 4 anul 2012, cu suma de plus 10.000 lei pentru Asociația Sportivă Viitorul Târgu Frumos. Propun majorarea capitolului de cheltuieli sport, alte cheltuieli bunuri și servicii cu suma de plus 9.000 lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare cu suma de plus 8.000 de lei. Având în vedere cele prezentate... Da, domnule președinte, înainte de a se pune la vot, ar trebui să revenim la invitați. Da. Să vedem despre... cu ce vedeam s-au venit la noi. Da. Eu a fost invitat de două doctori. Și am văzut că luna voastră vine domnul doctor. În caz de mine, de la dirigire. Da. Și suntem domnul administrator. Da, eu vreau. Bună ziua, doamnelor și domnul consilier. Paulin Constantin Mărânescu, sunt administratorul Centrului Medical Transmit Expert din Iași. După cum știți, acum o lună și jumătate am depus o documentație pentru o investiție a spitalului din orașul dumneavoastră. Investiție în care, un plan de investiție care a fost aprobat și pe care vreau să duc la îndeplinire. Sigur, mi-am alocat un buget, zic eu, generos pentru spitalul din Târgu Frumos.
ca și clinica pe care o am, aș vrea să fie la un nivel cel puțin de grad 1, dacă nu de grad 0. Cam asta e motivul prezenței mele aici. Înțeleg că sunt niște probleme în legătură cu radiologia, cu un contract mai vechi. Acum, eu sunt învățat așa, când m-a putut o treabă să o fac de la cap și până la coadă. Când m-am gândit la investiție pentru dotarea spitalului, amenajarea și dotarea lui, am luat în calcul și faptul că dumneavoastră, că spitalul avea o instalație pentru radiologie și am luat în calcul lucrul ăsta și am și depus documentații în acest sens la, mă rog, raporturile care aprobă demararea activității. Deci, din ceea ce am spus, probabil că ați înțeles că eu doresc să demarez activitatea completă în cadrul spitalului. Dacă aveți întrebări, vă rog. Domnul doctor Ali, Centrul Medical Târgu Frumos, la care i-am dat radiologia, într-adevăr, i-am dat o vitemnă de 5 ani cu posibilitate de a se prelunge, dar a fost un subiect în care am spus în momentul în care se va deschide spitalul Târgu Frumos, contractul care. Am avut o discuție zilele astea cu dânsul și dânsul mi-a arătat niște autorizații de la cine autorizează Ministerul Mediului și Cinicalului. Da, așa. Dânsul vine cu rugămintea și dumneavoastră să fiți realist. Dacă s-ar putea să se lucreze, să lucrați împreună cu... Colaborare. Da, colaborare, da. În contract de colaborare. Exact. Nu toate documentele sunt aici făcute. Domnul Vector, vorbim pe rând. Da. Nu știu, durează, dacă... Da, domnul. Nu știu ce ar presupune un contract de colaborare, dar cum să vă spun, eu sunt așa mai... Dacă doriți să vorbiți... Lăsați-l de noi, domnul doctor. Eu nu sunt doctor, să știu. Domnul administrator, da. Se poate, nu se poate, ați fi de acord sau nu? Din punctul meu de vedere, nu. Deci, nu o luați ca o răutate din partea mea sau ca un... Eu știu, altfel decât că eu am o societate unde nu mai pot să mai intru în alte combinații cu alte societăți, nu? Deci, e o vorba de o societate medicală, serioasă. Nu cunosc pe domnul doctor, nu știu ce... Am fost la mătare. Ați fost la mine, dar să vedeți un ecograf de care a vrut să vă luați și noastră. Dar nu ce mai vă fământ decât la mătare. Foarte bine. Foarte bine. Da. Ideea este următoarea. Eu sunt, așa cum mă vedeți, am posibilități financiare, sunt potent financiar să deschid spitalul din Târgu Frumos. Și cu asta, atât am urmăresc. Da, mulțumesc. O întrebare. Dumneavoastră nu puteți deschide spitalul fără aceste aparate de radiologie, să înțeleg, în oraș Târgu Frumos? În cazul în care noi, pe spun că le-am luat, dau un exemplu, prin absurd, nu știu dacă sunt eu în măsură să... eu această decizie sau să propun această decizie spre aprobare. În cazul în care noi le-am luat din locul respectiv să le mutăm în alt spațiu, dau un exemplu. Un alt spațiu nu găsește domnul doctor. Să vă rămână dumneavoastră spațiu gol pentru așa ceva. Dumneavoastră aveți aparatura necesară în dotare care să o puneți în locul ăsta? Sau aveți nevoie neapărat de această aparatură? Ca să vă desfășurați activitatea în cadrul spitalului. Sigur că nu am o astfel de instalație și nici nu a intrat în planul meu de investiții. Având în vedere că această instalație există și înțeleg că nu prea e veche. Deci e performantă. Orice om de afaceri, când își face calculele, ia în calcul ce există și ce urmează să investească. Nu am pus în socoteală o astfel de investiție.
Deci, și în legătură cu necesitatea existenței unei astfel de instalații în cadrul spitalului, este strict necesară. E vorba de medicina internă, fără de care nu putem lucra, plus pediatria pe care vrem să o dezvoltăm, plus recuperarea medicală, care are nevoie clară de o astfel de instalație. Eu v-aș propune următoarea chestie. Vă rog. Și aș propune și colegilor mei, dacă sunt de acord cu amânarea, într-adevăr, acestui punct, datorită faptului că dumneavoastră nu aveți bine intermediat un studiu de oportunitate cu virgulă care să vă prezentați în fața noastră, să ne spuneți, domnule, uitați, SECMED, cum se cheamă? Transmed Expert. Deține următoarea aparatură fiind necesară pentru desfășurarea activității Spitalului Raștul Frumos, pentru deschiderea acestui. Eu am depus un plan de investiții, domnule. Planul de investiții, dar nu a ajuns și apoi. Ședința trecută a fost aprobată. Și acolo am scris toată aparatura cu care vreau să dotez spitalul. Bun, atunci rămâne la atitudinea colegilor medici. Domnul administrator, să presupunem că nu putem să buildăm acel aparat. Ce se întâmplă mai departe? Păi, puneți-vă în locul meu. Simplu. Eu lucrez într-un spațiu pe care îl administrez și îl controlez și disciplina în acel spațiu, mai ales când vorba de un spital, trebuie să fie foarte strictă și în mijlocul spațiului mai există cineva. Gândiți-vă și dumneavoastră ce înseamnă. Nu vreau să comentez. Adică, sunt lucruri care se bat cap în cap. Iertați-mă, nu vreau. Încă o dată, nu luați ca o răutate din partea mea. Dar este vorba de un lucru pe care îl pornești și îl faci de la cap până la coadă și un lucru care îl faci doar pe jumătate sau pe trei sferturi. Eu nu sunt învățat cu astfel de lucruri. Atunci, poate că vrea domnul doctor să deschidă spitalul. Bineînțeles. Eu consider că decizia trebuie luată în comunitatea comunității. Și nu au scopuri personale. Asta este părerea mea. Deci trebuie să-mi părere. Doamna consilieră, după ce se retrage invitație, o să rămâne și o să analizăm un pic care o să discute și o să vedem cu părerea. Mai aveți alte... Și o să hotărăm un telefon. Asta a fost singura... Noi vă mulțumim și eu și cu care mergeți mie din punct de vedere juridic. Deci trebuie să aveți... Vreau să cine sunteți? Avocatul. Trebuie să aveți în vedere că s-a încheiat deja un contract de comodat cu niște clauze între oraș și Transmed. Că Transmed a început niște demersuri, unele costisitoare, în vederea pornirii acestui proiect. Și că acest contract pe care îl aveți cu domnul doctor, noi nu am știut de existența lui, pentru că este foarte posibil că nu am mai fi încheiat contractul în condițiile în care l-am încheiat cu dumneavoastră, pentru că este o secție esențială în desfășurarea activității. Nu ne putem permite și nu e genul domnului inginer să lucreze cu altcineva, pentru că Transmedul este o corporație, este o unitate. Iar dacă s-ar fi dorit o colaborare, asta nu se putea face decât la nivel de societăți. Deci, dumneavoastră, ca și consilier local, trebuie, practic, să alegeți între unul dintre cele două contracte, cel al domnului doctor, care era sub condiție suspensivă, adică dacă se redeschide spitalul, se renunță la efectele lui, sau între contractul pe care l-ați încheiat cu noi, care dorim să redeschidem toate secțiile, nu numai radiologia. Și cred că asta trebuie să primeze în hotărârea pe care o desfăt. Da, mulțumim. Mai este o problemă. În ultimul timp am înțeles că la CPU s-au făcut achiziții de un nou laborator. Am înțeles. Laboratorul de policlinică sau urmează să vă faceți niște capuri. Puteți să preluați, că deja sunt suspiciune, colegele de acolo, fetele au plecat pe la domnul Bărliba, să întrebi ce fac, unde se duc. Vă răspund.
transmit expert, are un laborator foarte performant în Iași. Al treilea din județ. Al treilea nu categorisit de mine, ci de casa de asigurări. Da? În legătură cu laboratorul din cadrul spitalului, fără de care, fără discuție, spitalul nu poate funcționa, dacă vom reuși o înțelegere cu Spitalul Sfântul Spiridon pentru deschiderea unui punct de lucru al laboratorului Transmed cu aparatura care a fost a spitalului, e în regulă? Nu este a Spiridonului, este a noastră. Dacă e a dumneavoastră și dacă, știți, eu sunt învățat să fac lucrurile cu înțelegere. Da? Dacă o să existe înțelegere și o să primesc acea aparatură pe care o să o completez, voi deschide punct de lucru. Dacă nu, am potența financiară să iau aparatură nouă pentru alt laborator. Deci e clar că spitalul fără laborator nu poate funcționa și dacă putem să puteți, de fapt dumneavoastră, să acordați aparatura pe care o aveți, bine, dacă nu, eu cumpăr alte aparaturi. Eu v-am întrebat, cum era prins în, ca și investiții. Așa este. Am înțeles că sunt reactivi, sunt acolo să, să cheltui bani mulți. Eu asta v-am întrebat. Puteți să vă permiteți să suportați cheltuielile de la laborator? Da. Cum să nu? Și faptul că v-am spus, de ce v-am spus că am un laborator performant? Știu foarte exact cum să gestionează un astfel de lucru. Deci e adevărat că laboratorul cheltuie mulți bani pentru reactivi, inclusiv cu personalul, inclusiv mentenanța aparatelor, dar în același timp și performanțele. Mai am o întrebare. Și doresc, mă iertați domnul primar, și doresc, așa cum mă completează domnul avocat, că dacă laboratorul va fi punct de lucru al laboratorului din Iași, va avea decontare de la casa de asigurări. Și atunci vor beneficia nu numai cei care se internează, ci și o parte, pentru că fondurile, știți, că se dă un anumit fond pe lună, vor beneficia și cei care nu se internează. Deci cei care merg în policlinică vor beneficia de serviciile laboratorului. Mai avut o discuție cu dumneavoastră referitor la medici. Este datoria dumneavoastră. Dumneavoastră optați pentru medici care o să-i aduce ca tăbu frumos. Rugămintea este din personalul de asistente care a lucrat la Spitalul Târgu Frumos, atât eu cât și colegii mei, nu vinim cu influență asupra niciunei persoane. Dar, ca și idee, am dorit să selectați din personalul care au lucrat la Spitalul. Vă răspund. Și încă o întrebare. Da. Dacă puteți să ne spuneți de o viitoare colaborare cu medice din policlinică. Nu vreau să existe o discrepanță, o dușmănie, dacă ați putea să colaborați sau nu știu cum vedeți dumneavoastră. Vă răspund. În legătură cu prima întrebare, dacă medicii, pentru medicii din Iași, pe care intenționez să-i aduc aici, am discutat cu o mare parte din ei, le voi asigura transport, da? Vor veni aici, transport plătit de mine. Pentru personalul sanitar mediu, sigur că mi-e greu să fac lucrul ăsta și este firesc să caut personal medico-sanitar mediu calificat din orașul Târgu Frumos sau din împrejurimi. Vreau să vă spun că deja am făcut demersuri și am discutat la trei școli post-liceale din Iași și am rugat acolo pe doamnele directoare să-mi dea nominal persoanele care termină anul ăsta și care sunt cu domiciliu în jurul orașului Târgu Frumos. Deci constatați că v-am răspuns clar la întrebare.
Deci, referitor la medici, că dacă îi căutați să fie târgului frumos, vă gândiți la dumneavoastră, vă gândiți la noi. Nu, 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 medici, despre medici n-am vorbit, doar despre, despre asistenți, chiropraterapeuți, mă rog, mai multe. Dar vreau să vă spun că nu știu dacă v-ar interesa un chimioterapeut. Și am mai venit cineva cine din afară, da, care n-a lucrat în spital, psiholog. Eu, da, eu am să vă rog, dacă, o, sigur că majoritatea vin la dumneavoastră, să păstrați CV-urile dumneavoastră și numărul de contact, pentru că în momentul când vom demara efectiv angajările, să avem o bază de date, foarte importantă chestia asta. Da, rugămintea, dacă o să fie bine până la urmă, să căutați, o să vă sprijinim și noi să, luați, să faceți public. Noi să vă punem la dispoziție tot personalul, dar să faceți public, să știe lumea publicitate. Să știe lumea că sunt ceva... Eu suntem în fază incipientă acum. Nu, până când nu demarăm lucrurile și până nu le lămurim. Că mă bucur tare că m-ați invitat aici și că, ia, că te lămurim niște lucruri. Și chiar dacă mai aveți întrebări, vă rog să le puneți acum ca să nu apare. Vreau să vă spun că m-a oprit cineva. Venim aici, până la spital și mi-a zis, domnule, că ce faceți, că nu știu. Sigur că lumea, că așa e lumea într-un oraș, află un lucru, altul mai înflorește. E mai bine să discutăm lucrurile foarte clar și atunci le știm și dumneavoastră le spuneți mai departe. Da. Noi v-am invitat pentru că avem un colegul nostru care este implicat în... Dânsul a avut acel aparat de radiologie și este bine să înțelegeți atât dumneavoastră cât și dânsul, să vedem pe care am leagă cum să faci face fi bine. Vă mulțumesc! Da, da, și eu vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul administrator! Să fie foarte clar că nu am nicio tangență, nici chiar mai interesant niciodată, și nu voi fi niciodată avocat. Ideea care este? Și am să mă refer acum la ceea ce înseamnă populația de aici. Ca să se obțină tot ce există la ora actuală pe radiologie, pe cabinetul ăsta, au trecut 7 luni. Eu nu știu așa, mă gândesc dacă vor mai trece, să spunem că încercați activitatea aici, vor mai trece încă 7 luni, se blochează. Oamenii au început să prindă corect. La 1 ianuarie se derulează contractul cu Casa de Asigurări. Deci oamenii vor veni efectiv în avalanșă către noi. Spre binele lor, că până la urmă asta e situația. Se blochează 6 luni, 7 luni la activitate. Este bine, este rău, este folositor. Cui? Părerea mea este că, pe lângă banii, foarte mulți bani, dar în radiologia nu este un cabinet de, să spunem, dermatologie. E un pat, un scaun, mai consultat, s-a deschis cu 2 pe 2 metri, s-a rezolvat cabinetul. Radiologia este o uzină, este un colos. Efectiv, radiologia este un colos. În momentul ce s-a pornit, exact cum spunea domnul primar, colaborarea poate ar fi bine cu domnul administrator, dacă s-ar putea conjuga, iarăși, în avantajul tuturor, sincer să fiu, în avantajul tuturor. Cum să vă spun, pentru mine, ca specialist, în deficitul de radiologi care există, și sincer vă spun, dacă nu se cunoaște subiectul ăsta, este un deficit de radiodiagnostice înfiorător, înfiorător. Nu numai în Iași, nu numai în România, în lume, în Europa. Europa aleargă după noi disperat. De ce n-am plecat eu? Pentru că la vârsta asta nu trebuie să plec, că nu mă cunoște nimeni. Dacă plecam acum 6 ani, aveam cel puțin 9.000 de euro pe lună acum. Asta e situația și cu asta la asta. Dar, la rugămintea doctorului Ali,
Și gândindu-mă, bineînțeles, și sunt foarte cinstit, să-mi completez și eu o parte din venituri, am fost de acord să vin aici. Sincer, este foarte greu. Pentru mine, să fiu rătore, fiind doctorul, mi-a pus la dispoziție un apartament aici. Pentru că asta este foarte greu procurat. Așa de asta, naveta asta chiar zilnic, este absolut fiertă. Părerea mea, încă o dată, recât și închei, cum a propus domnul primar, o relație a mea, mi se pare perfectă. Absolut perfectă. Pentru că, nu știu, sigur, dumneavoastră hotărâți, știți mai bine, până la urmă, care sunt interesele comunității. Dar în momentul în care, cum să vă spun, ceva merge, nu știu, mi se pare un pic anacronic să frânesc ca să vin. Nu știu, nu vreau să fac absolut nimic. Din moment ce a început să funcționeze și funcționează bine, chiar la o dracu de bine a început de un timp, de când au venit autorizațiile toate, autorizația celorlalți revenice sunt la doctorul Alin, care sunt extraordinar de dificil de obținut. Dar nu sunt mai nevoie ministerul. Așa. Sigur, poate sunt posibilitatea să nu mai revin. Și cu asta, asta. Dar dacă a pornit, nu știu, mie mi se pare că în momentul în care o mașină merge, să o oprești, că stai, doi, urcați la mine în mașină, nu știu, e ceva care eu n-am nimic. Deci, vă spun, de punct de vedere legal, nu mă pricep, sub nicio formă, mă gândesc pur pentru localitatea asta, că până la urmă eu am venit aici din două motive. Unul, să ajut lumea de aici și să mă ajut pe mine. Cinstit, nu am de ascuns că am venit să fac, nu fac eu acte de caritate niciodată. Și n-am de ce. Dar faptul că pot să ajut, eu mă întâlnesc cu oamenii cu ăștia pe stradă. Domnul doctor, ce bine că ați venit. Domnul doctor, ce bine că ne-a ajutat. Eu mă bucur, sincer spun. Dar dacă știi și un mal întreabă, asta e perfect. Ce zic? Pe față, n-am nimic de spus. Dar dacă poate să meargă, de ce să nu meargă? Deci, pentru mine... Da, pentru dumneavoastră, domnul doctor, acea radiologie nu poate să funcționeze fără medic. Mă scuzați, domnul primar, dacă îmi permite. Încă nu poate funcționa fără medic. Nu știu dacă deci, mai apare unul. Că lucrați la Transmet, că lucrați la urmalul domnul doctor Ali, nu e domnul. Domnul primar, nu dați voie, în special în insinuarea. Dați-mi voie să vă răspund. Deci toată documentația, eu mă numesc reserie. Eu mă numesc RSR, asta ca să vă și distrați, pentru că nu mai am politicieni. RSR, nu înseamnă Republica Socialistă România, înseamnă responsabil cu securitatea radiologică. Deci singurul, deci eu sunt singurul radiolog din lume, ca și la noi în radiologie, care am două tipuri de autorizații de funcționare ca specialist. Pe Spitalul Sfântul Spiridon și pe Spitalul Târgu Frumos. Sunt singurul din lume și normal. Că vin și la toată extinderea, acum au venit de vreo lună de zile, extinderea, pe permisul de extinderea, așa, noi lucrăm în mediul nuclear. Noi avem un regim înfiorător de dur. Înfiorător de dur. De-aia, deci, singurul om care de radiologie din lume sunt eu, care am voie să lucrez și pe Spiridon și pe ăsta. Deci nu este că mie indiferent cu cine lucrez. Eu zic, poate ca să se frâneze ceva. Asta este că... Da. Vă mulțumesc. Să fac ceva pentru oamenii noștri, din Târgul Frumos și pentru toate comunile astea. Și am încercat și mi-a costat foarte mult și timp și nervi și așa, și am încercat timp de 8 luni de zile să pun energie în picioare. Și am pus-o în picioare pentru interesul oamenilor de aici. Puteam să nu mă ocup și să vină altul atunci și să-l facă și nu era împotrivă. Dar am umblat atâta luni de zile să facă treaba asta. Da? Asta una. După ce am umblat să pot să iau încă spații de la ginecologie, să fac exact centrul de mănânță. Am schimbat centrul de cabinet medical în centrul
adică CSRD, Centrul Medical Târgu Frumos. S-a ocupat cu toate specialitățile. Și medicina internă, și cardiologie, și ginecologie, și pediatrie, și chirurgie, și radiologie. Pentru că domnul fost ministru sănătății, domnul Vasile Ceboiu, mi-a zis treaba asta. Schimb din cabinet medical, să faci centru medical ca să poți să faci internarea de zi. Și am făcut treaba asta și am schimbat din cabinet medical în centru medical. Toate astea mi-a costat și am făcut toate demersurile astea și am investit foarte mult bani. Eu 60.000 de euro am luat de la bancă și 2 miliarde jumate l-am băgat în spațiile aici. Și dacă unii dintre dumneavoastră a fost acolo și a văzut ce lux am acolo. Așa. Asta una. Și acum am încercat pentru că ne-a venit aprobarea asta și acum am fost să ia la casa de sigurare. Am fost toate documentațiile astea, am venit și am făcut evaluare. Și pe 1 ianuarie am contact cu casa de sigurare și pe aparatele de radiologie și ecografie. Adică și vin să faci ecografie de 4 ultima generație, fără să plătească. Asta una. Și urmează, am trecut și la domnul grămarul proiect de hotărâre pentru spațiile din spital, unde a fost ginecologie, să fac cabinetele. Am chemat doctorii care au terminat rezidențiat, au comandat specialitate și urmează să vină să lucrează. Dar pe mine m-am încurcat spațiile, adică să pot să fac documentații, să fac centru permanență, adică să fie în ture, adică permanență. Și trebuie să am nevoie și de laborator. Și am vorbit cu domnul primar, dacă nu se aminte, când era domnul primar Tatarul, cu laboratorul, dacă nu se aminte. Să iau și laboratorul, pentru că domnul Berliva mi-a zis că când a luat radiologie atunci, mi-a chemat și eu cu doctorul. Mai zic, dacă ai luat radiologie, de ce nu e laborator? Ai nevoie, nu trebuie să ai laborator superb, format aici la noi. Pentru că noi acum suntem ambulatori. Și uitați, ministrul sănătății acum arată la și spune acum două zile la televizor, domnule, o să bazează de ambulator și operațiile, de exemplu. Să lucrezi omul azi și trimite acasă. Adică nu trebuie să faci internare continuă cum el, adică el vorbește ceva care nu este adevărat. Să faci internare continuă și el vrea să facă cu totul altfel. Eu am fost acolo unde are el policlinica, transmit. Am văzut acolo aparatele care are, am dus aparatele mai performante decât lui. Să vine să vede, să filmeze. Uitați, am făcut, am făcut cu casa de soare, când am văzut ce aparatura am, domnule, dau și bani mai mult, pentru că ai aparatura performantă și ultima generație, domnule. Adică 2012 aparatele, asta una. Adică eu nu am nimic cu el. El dacă vrea să colaborează, să colaborează. Dacă el, de exemplu, are pacient, vrea să trimite, au contact, adică sunt asigurat, faci radiologie, faci să plătească, domnule. Putea să fac ce mai el, nu se întâmplă de aia am fost de acord dacă trecută, știți? Și una, el de exemplu transmedă asta, bazele din Ministerul Transportului și a medicilor și avocaților, adică el face consultații pentru aia care lucrează în Ministerul Transportului și avocaților și, cum se cheamă asta, polițiștilor, știți? El nu are contact cu Casa de Asigurare de Sănătate a noastră, a populației, știți? Adică este foarte greu, dacă interesați treaba asta și nu să verificați. Și mi-a întâlnit și tot. Uite, am stat de vorba cu președintele sindicatului. La ea și a zis că asta nu are treabă cu populația. Adică dacă se mănămește unul din noi, el trebuie să ducă să plătească el. Acum, el vrea neapărat. Eu când am fost de domnul primar, dat trecuta de el, și-a dat aparate de radiologie. Mai dacă aveam un aparat de radiologie, eram super. Și vrea scump pentru el să cumpără așa ceva și el vrea să iei de-al nostru. Nu se știe, mâine, voi, mine, domnul primar, nu de răutate vă spun așa. Mâine pe mine mâine și mâine la ea și acolo, mai aboară pentru el acolo. Și noi rămânem fără el. Eu nu iau la mine acasă, nu fac nimic cu el, dar vreau să fac pentru populație. Și eu am să demonstrez în față și tuturor. Eu dacă mă apăpați cât mai repede acolo, da? Vedeți ce fac acolo și vă invit să spuneți dacă eu și în problemă cu spune că are putere financiară. Am și eu putere financiară, să știți. Eu nu sunt de capul meu. Am cine să mă sprijine să fac tot. Și ce vrea să fac el, să zice, am vrut să cumpăr microbus, să iau microbusul și aduc eu cu microbusul meu. Să aduc, adică eu sunt mai dotat decât el. Înțelegeți? El dacă vrea să vrăjească pe noi că are bani și eu am bani. Asta e problema cu banii. Uitați, cu graf am dat 30.000 de euro pe el. Este de la o bancă. Da, dar nu e problema asta cu așa. Eu adică de bună credință vreau să fac pe apa asta. Și știți cât am luptat eu pe care la spațiul care l-a cerut dumneavoastră, eu v-am spus, exact cum a venit Transmedul și a venit cu o situație de lucrări, cu investițiile care le face, așa v-am cerut și dumneavoastră, domnule, spune-ne și nouă ce bani investiți acolo. Da? Mobilier, interioare, tot
ce trebuie. Sunt de acord cu asta, da. Discutând cu o parte din colegii noștri, da. Dumneavoastră îl vreți și pe ăla. Da. Că să eu, personal, da. Sunt de acord. Da. Dar ne-ar interesa activitatea dumneavoastră care este, o aveți în jumătate din spațiul Polchinici. Da, am, domnul primar, eu acum am ecografie și am adologia colbului, așa am numit cabinetul meu și domnul primar. Dar dincolo, nu spate, dumneavoastră mă trebuie să trebuie într-un loc, trei într-un loc sau... Nu, domnul primar, atunci mi-a dat spate eu așa, aici, una, aici, una, știți cum e? Adică n-a fost prea așa, acolo am cabinetul meu de chirurgie și cabinet de, cabinet de ecografie, trebuie să ai cabinet de, tot paraclinica, se cheamă explorare paraclinici, nu pot să facem în cadrul spitalului, facem în policlinică, adică, și cum e laboratorul nostru, știți? Și la bătăuă nu sunt tot în cazul Brichica. Eu n-am nevoie să iau spații, să iau cu mine, domnule. Eu vreau să fac treaba aici, domnule. Și eu... Și vreau să demonstrez că vreau să fac treaba asta. Și dumneavoastră să mă credeți pe mine că eu am umblat mult până am găsit pe cineva să vină să investească. Cu... Am avut unul din punctele mele de foarte din campanie și am promis că deschid spitalul. Și am spus, drept dovadă, spitalul se va chema chiar Sfântul Ioan. Da? Eu chiar și scâmpanul îi scâmpanul, Sfântul Ioan, nu problema asta, domnule. Asta nici o... Uite, am chemat centrul medical, tot frumos, n-am chemat pastilă sau așa, tot tot frumos am chemat. Că n-am mai făcut altceva. Eu nu am nimic, colegii o să hotărască... Da, 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 da. Eu vă demonstrez, adică am capacitate. Ce iertare că vă întrerup. Dumneavoastră în Comisia de Sănătate, v-ați prezentat la Comisia de Sănătate, să le spuneți tot ceea ce ne-a spus noi și n-am fost stimat, domnul. N-am fost stimat, domnul. Doctor, dumneavoastră trebuia să vă prezentați la Comisia de Sănătate. N-am stimat, domnul. Dumneavoastră trebuia să-i chemați pe ei. Trebuia să-i rugați să întrunească o ședință de comisie prin care să vă puneți punctul de vedere. Aici a fost greșeală altora mea. Trebuia să veniți cu colegii din Comisia de Sănătate. Domnilor, știau ce-au și a fost și, adică, relațiile între mine și domnul Mare, n-am fost iudeț la domnul Mare, știți, asta a fost poate... Domnul doctor, n-am fost iudeț la domnul Mare, adică să vorbesc ce vreau să fac, ce vreau să fac, știți cum, dați-mi voie să fac la vot proiectul de hotărâri numărul 2. Am și o întrebare, dacă se poate să vă rog, dar mai sunt întrebări. Spațiul s-a pus la licitație, pentru că oricum, fiind un spațiu pentru concesie, l-am... Pune participat. Deci, s-a dat incomodat. Da, prima dată a fost licitat, după ce a fost schimbat. Dar era ca și condiții. Și o perioadă de 15 ani au venit cu grafic făcut tot ce investește acolo, începând la aparatură, de la linoleu, notier, mobilier, la recuperare reumatologie, probabil că aduc niște aparate de fitness. Deja este contract, dar la licitație trebuie să fac și domnul doctor atunci. Are cuvântul domnul Colotin, vă rog. Acum am auzit în premier o informație la domnul doctor Alin și cred că aparatul de lucru la primarul, domnul primar ar trebui să o verifice, referitor la casele astea de asigurări. Eu mă pricep așa tare la aparatul de asigurări și bănuiesc că nici noi majoritatea de aici. Suntem într-adevăr, este, are dreptate domnul Alic când spune că toți ar sunt asigurați pe altă casă, iar mă doiesc, dar e deja trebuie verificat. Domnul consilier. Deci la Transmedul, la Iași, are o clinică, este cu totul acela examen, spuneți locul. Da. La noi face dezvoltul altceva. Spital, nu are treabă cu Iași, nu are treabă cu aparatul. Iau contract cu casa de asigurări. Nu merge contractul. Normal, urmează să facă contract cu casa de asigurări, dar până să își pune și dânsul, poate să-i pună la dispoziție, la casă. Eu sunt de la minister înapoi, de la DSB, de la DSB, de la... Domnul Pădurară, are cuvântul domnul Pădurară. Da. Ce mai am spus? Și o două vorbe. Dacă omul tot a investit și a făcut atât, zic că cea mai bună variantă ar fi chestia cu colaborare, cum a zis domnul. Deci între secetare și secetare. Pentru că eu am venit cu propunerea și l-am întrebat ce ar fi secetare de colaborare. Dar dumneavoastră vedeți că nu este de acord să colaboreze. Deci noi când i-am dat,
barieră pune la poartă, își pune parte, nu mă interesează, totul este al lui Transmet. Eu, din punctul meu de vedere, sunt o parte dintre noi care fac afaceri și... Da, scurt, vă rog, mai aveți, domnule. Da. Eu, de exemplu, când am fost la casa de asigurare și a făcut presiune acolo, domnule. A făcut acest om presiune la directul acolo toți și a făcut cum ați fac recrutat și aia a făcut contact cu mine, domnule. Și mi-a zis, dacă te-ți luat treaba asta, uite așa, nu știu ce are cu tine asta, nu știu, am zis, nu. Acum, eu, de exemplu, vreau să dezvolt treaba asta, eu am să pun, adică, am să fac un proiect de întâlnire, eu, dacă n-am făcut până acum, domnul primar, domnul consilier, eu am să fac vreo de o trăire ce vrea să facă domnul, putem facem noi. De exemplu, aici la noi, de exemplu, cum a făcut pațatul dumneavoastră? Au înființat azil de bătrâni. Nu avem nevoie de azil de bătrâni, domnul primar. Domnul primar, nu azil de bătrâni, domnul. Noi nu facem... Eu dezvolt, eu dacă dezvolt să fac, de exemplu, de ce am făcut centrul medical? Domnul Ceboiu, el mi-a zis treaba asta, nu eu. Că a venit la mine domnul deputat, l-a trimis și a venit, mai fa așa, asta o să fie de viitor. Și am făcut exact ce a zis domnul ministru. Vezi ce înseamnă politica asta? E exact așa, eu spun, Transmet. Dar cu asta am făcut eu am bărit. Dar n-ai mai mulți bani. Adică a lăsat, eu, domnul primar, acum eu sunt abonat la jumătate de drum. Mai am jumătate și am terminat, domnul primar. Și eu am laborator și vă arăt. Mulțumim, domnul. Mulțumim, domnul. Dacă mai ești cu colegul Pania Fara, pentru cât nu mai sunt discuții, dați-mi voie să pun la, să supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării înainte de termen a contractului de comodat numărul 8 din 14.04.2011 privind preluarea spațiilor medicale cu profil radiologie și a aparaturii specifice, inițiator primarul Vataman Mirea. Cine este de acord cu preluarea acestor spații și cu aparaturii din specialitate? Prima dată ați spus că ne vedem, că discutăm, că nu știu ce... Încetarea. Ce supune la voi? Deci, privind aprobarea încetării înainte de termen a contractului de comodat numărul 8 din 14.04.2011, privind preluarea spațiilor medicale cu profil radiologie și a aparaturii de specialitate. Deci, pentru nu știu cine a redactat, domnul Isen termină contractul domnului Ali cu radiologia? Da sau nu? Dacă se încheie, se termină contractul cu domnul Ali, putem să demarăm treaba și să dăm drumul astfel. Dacă nu, dumneavoastră vă asumați. Eu am ajuns până aici și... Da, eu am pus mai bună o dată întrebare. Da. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea încetării înainte de termen a contractului de comodat numărul 8 din 14.04.2011 privind aprobarea preluării spațiilor medicale cu profil radiologie și a aparaturii specifice. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre numărul 2? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Împotriva. Înainte de a trece la punctul numărul 3, am provenit de la dumneavoastră, stimați colegi. Haideți, vă rog, ca ședințele să se consiliu local. Să ne întâlnim în comisia de specialitate și acolo avem timp mai mult la dispoziție ca să discutăm filar toate proiectele din hotărâri care sunt și toate problemele care sunt în fiecare comisie separat.
Inițiatorul preluarea spațiului medical cu profil radiologic a aparaturii specifice radiologice, respectiv încetarea contractului de comodat, începând cu data de 6.01.2013, da? Da. Să adăugați, spuneți, să ne preia ce trans când poate demarează trebuie pentru autorizare. Dar, deci, noi am încheiat contractul de comodat cu cabinetul domnului. Acum, de asta am scris că ne returnează înapoi nouă, iar noi, prin proces verbal, le plecăm și le transmitem. Eu am saltat ca să includ nici eu să în cadrul acelui contract cadru. Dacă așa ajuns, deci așa... proiectul de hotărâri privind aprobarea încetării contractului de comision numărul 1 din 010498 încheiat între Consiliul Local și SECE Termosel Târgu Frumos S.A. Dacă sunt discuții în marginea acestui proiect și de domnul director Ignea, vă rog. Urmează domnul doctor Ali, are cuvântul domnului Ignea. Deci... Societatea SECE Termosel are încheiat cu primăria un contract de comision pe anumite activități. Salubritate, apă caldă care nu mai este, administrare fond locativ, tot acolo este împuternicit să facă, să valorifice la cerere spații locative către chiriași. După cum știți, în acest moment, Termoservul este în insolvență. SECE Termoservul. Ei se află în fază de așteptare privitor la aprobarea sau nu a planului de redresare întocmit de administrație special în colaborare cu reprezentantul lichidatorului, care rezultat va fi aflat pe data de 3 decembrie. În planul, în ediția 3-a, ca o 3, după 3 ore au făcut planul, au introdus și administrarea fondului locativ. În primire nu era, și de asta s-a propus modificarea contractului în sensul că spațiul locativ, administrarea acestuia, vânzarea și, pentru că au fost vândute și o parte pe rate, administrarea sumelor, încasarea ratelor și așa mai departe, să fie preluate de către primărie, de la firma care este în situația care v-am prezentat-o, și pentru, am făcut introducerea aceasta pentru ca propunerea mea să fie începerea acestei modificări, cu 1 ianuarie 2013, perioada în care vom afla și ceea ce au hotărât mari creditori, că sunt trei mari, dar cel mai mare, peste 60%, e avansul. Și dacă hotărârea va fi aprobată începând cu data de 1 ianuarie, vom avea perioada suficientă să aflăm rezultatul. Dar de la Termoserv trebuie preluată această activitate și modificat acel contract de comisiune. Venim cu propunere. Da, trebuie... o propun. O propun. Și am explicat și de ce el am propus. Dați mie, mulțumesc, domnul Robotor. Nu știu ce interese sunt sau nu sunt, asta mai puțin contează. Chestiunea este dacă... Asta sper că nu a fost o intimidare. Nu știu dacă nu trebuia luat legătura înainte cu lichidatorul, s-o vorbi cineva cu societatea. Pentru că orice ce înseamnă, orice acțiune trebuie neapărat aprobată de el, orice ce înseamnă înstrăinare de bun sau obiect de activitate, el o poate ataca oricând în instanță. Cel care conduce la ora actuală activitatea este acea societate și nu directorul numit de noi acolo. Orice înstrăinare poate fi atacată în instanță și este lovit de nulitate. Drept pentru care, dați-mi voi, eu mă voi abține de la acest vot. Lăsați-mi să pronunț acel 3, să vedem
Poate pot dă direct în faliment. Poate este, nu știu, să vedem întâi ce soluție. Am înțeles eu de la domnul Ignea. Sunt să compensează niște datorii aici. Da, vedeți, este foarte periculos să preiem o parte din obiectul de activitate care l-au avut la intrarea în insolvență. Iar societatea, cu siguranță, vă spun cu mâna pe inimă, 100% nu va fi de acord. Și această hotărâre noastră va fi atacată din instanță. Pentru știți de ce? Pentru că veniturile lor, în acel plan de redresare. Și cu siguranță nu o să fim de acord. Eu de asta zic că este bine să aveți o discuție în prealabil cu el. Și după aia aducem niciun fel de problemă. Să nu ne facem rost de un nou proces și de un... Deci, părerea mea, ori să amânăm și să lua domnul jurist să vorbească cu societatea. Este o părere, cum considerați? Deci, da, noi mulțumim, președinte, dacă pot să continuați, mai fac niște precizări. Dacă am propus întâi un ideea de a lăsa timp celor care aprobă planul de redresare să hotărască, pentru că nu acționează asupra... Și nu mai bine să facă în decembrie. Nu, dar nu după cu decembrie. Să spunem, nici 1 ianuarie, nici 1 martie, după ce o să decidă lichidatorul, să ne spună încotro o eternoservoie să. Neapărat trebuie așteptat un răspuns de la, pentru că vă spun, societatea lor actuală este administrată de ei. Dacă acel plan va fi aprobat sau nu, rămâne să vedem. Și să continui cu cele 2 secunde care au rămas, în situația în care termoservul valorifică din spațiul locativ aparținând Consiliului Local. Banii nu ajung la firmă. Bine, de acum nu o să mai dea voie nimeni să mai facă treaba asta. De asta a fost luată această decizie. Dar așa cum spune domnul primar, putem pune data, nu neapărat 1 ianuarie, cum am propus. Poate fi mai încolo. Sau putem amâna discuția să fie pentru o ședință următoare. Da. Dintr-o săptămână, două. Poate fi și două luni. Domnul doctor Ali, parcă vrei să spune ceva. Nu am cuvinte, îmi pare rău. Așa am ajuns 22 de ani, încă frumos medic, așa se întâmplă cu mine. Îmi pare rău. Și cine a votat, să răspunde pentru asta. Nu am să dau o judecată. Revenim, ne întoarcem apoi la punctul legii, pentru că așa nu mai termină ședința. Dacă mai sunt probleme la punctul numărul 3, dacă nu se pune la vot, deci proiectul de hotărâre primul... Se pune la urmare la vot. Dacă nu pune la vot, ca să fie... Dacă așa au fost propunerea. Deci propunem la votare. Sau am un altul de la. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții cu denumirea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Târgu Frumos. În cadrul programului operațional regional 2017-2013, am să prioritare 5 de votare de la Respondare Promovarea Turismului. Dovem o ajută de investiții de 5-3. Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii adaptabilității României ca destinație turistică, se oferă posibilitatea Secretarii Administrației Republice Locale să înființeze o rețea națională de centru de informare și promovare turistică, rețea care va oferi servicii și materiale promoționale în toate zonele turistice. Crearea acestei rețele va oferi un cadru logistic necesar facilitării schimbului de informații în sectorul turistic între instituții și centri de informare în zone turistice, introducerea serviciilor moderne de informații și dezvoltarea unui sistem unitar de informare turistică. Va crea condiții mai bune pentru stocarea informațiilor, va permite schimbul de date privind activitatea turistică pentru turiști autohtoni și străini. Un astfel de sistem poate fi extins și interconectat cu alte sisteme de informare. Având în vedere cele menționate mai sus, procesul de poate în cap și cum se educa și local, nu de poate, pentru aprobare. Nu cestit și studi. Așa. Privind... Pentru a peste să ne cestuați. Așa. Este un studiu, da, un studiu de probabilitate. Acolo, anexat. Nu, lăsați, nu face. Stăm aici, care se supune pentru adoptare, în vederea adoptării unei hotărâri pentru aprobarea obiectivului de investiții cu denumirea Centrul Național de Informare Turistică Târgu Frumos și aplicarea la acest program. Locație, știți ce nu? O locație... 1.000 de metri, nu? Da. 1.000 de metri. Noi ne-am gândit... aici, la...
la... Nu știu, din generală 3. Trebuie investiții făcute să arăte altfel și am spus să-ți dăm să fie util. Nu, trotier acum. Dar prin proiect, vândul doamnă, zicem cu toți, în acel studiu de fezabilitate, o să vedeți acest proiect, propune, cum ați ce e bun. Mai sunt resurse pe marginea materialului prezentat? Nu se mai avem discuții, propun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții cu denumirea Centrul Național de Informare și Promovare Turistică pentru Frumos. Cine este chiar? Mulțumesc. Domnul doctor. Împotrivă, vă abțineți cu ce faceți. Deci proiectul hotărârii privind aprobarea raportului informativ și consultării publicului în vederea aprobării pus pentru introducerea terenului în Cabilan pentru realizarea unei capacități de producție a energiei electrice prin valorificarea energiei solare. Domnul Sarapuceanu. Ce vreți să vă spun? Aveți polschim, de acolo. Comisia. Nu, dar Comisia de Urbanism. Vă rog, discuții de acolo. S-au pus la dispoziție la societatea Montana cele 20.000, cei 20.000 de metri pătrați pentru panou fotovoltaice și noi trebuie să trecem din public în privat ca să facă de-a drumul de socialitate. Deja, ca să, nu, poate nu este o noutate pentru toți consilierii, deja se lucrează, se aproape este îngrădit. Săptămâna asta, inclusiv săptămâna viitoare, din schedete, din Zaiatul și panourile. Deci, ne-am simțit că nu punem noi un brad mare în oraș și eu spus că o să punem un brad mare, dar acolo îl pun și o să fie iluminat și alimentat din panourile lor fotovoltaice. Da. Propun la vot proiectul la punctul numărul 5. Cine este pentru? Abținere. Deci punct de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul public local în cel privat a suprafeții de 504 metri teren situată în strada Cuzavodul de Lumină și aprobare scoate la stație publică vederea concesionării. Comisia de Urbanism a fost de acord cu suprafața respectivă, dar nu mai sunt discuții prin marginea acestui material. Pentru tot nu mai sunt discuții, propun la vot proiectul de hotărâre numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc, domnul doctor Adi. Proiectul hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în cel privat asupra feței terenului de 45 metri pătrați teren situat în strada Petru Lareș, bloc 28, scala apartier, aprobării scoate la licitație publică în vederea concesionării. Comisia la fel, fost de acord? Fost de acord, dar am avut o singură obiecție, vrem să fie proiectul. Domnul Bătan. Au zis că au avut o obiecție. Da, și să vedem proiectul să fie exact cum a fost făcut celălalt, să fie la fel, să nu apară... Cu ce să fie respectat. Să fie respectat. Și să vedem. Să vegheze ca să respecte, să nu iasă din aliniamentul celorlalte construcții care sunt acolo. Întrucât și acesta este un cetățean care trebuie să facă o investiție în orașul Părintele Frumos, creează niște locuri de muncă și trebuie bine articulat. Cât e necesar în orașul nostru și acela. Deci comisia a fost de acord, propun la voi cine este pentru. Mulțumesc, împotrivă, abținere, domnul doctor Ali. Deci punctul 8. Proiectul hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public local în cel privat asupra vieții 72.64 metri pătrați, teren situată în strada Bunei numărul 6. Aprobarea scoate la stație publică în vederea concesionării. Domnul Angheluș.
Comisia la fel o face acord, dacă sunt discuții cu imaginea acestui material, vă rog. Începând nu sunt discuții, propun la vot proiectul de hotărâre numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul doctor Ali. Punctul numărul 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurării închiderii gangului acherent blocului numărul 47 privind înființarea sediului asociației de proprietari numărul 4. Deci comisia o pot de acord dacă sunt discuții cu marginea acestui material. Deci nu știu dacă este proiect de hotărâre, doar un aviz. Întrucât proiectul o țării prin aprobare nu cine vor să s-a ajuns la concluzie, doar un aviz. Pe parte din colegi, nu știu despre ce e vorba. Închiderea gangului care trece la PSD pe acolo, pe lângă ei, din tip locul, la parcul Asiris, ieși în partea asta, la altă în parc. Și acolo să fie făcut sediul asociației de locatari, numărul 4. Asociația lucrează oare la chirie de la unii, la noi, la cooperație. Nu e închirie acolo. Și acolo să fie sedii... Dar deci cum nici au fost de acord? Nu știa despre ce vorba. Și locatari? Da. Se supun la vot proiectul de hotărâre la punctul 9. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind cu... Dar mai este unul la urmă, de zis și după aia asta. Mai este cu... A venit mai târziu și aveți la, la mapă, la punctul de... Da, 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 nu știu la punctul. Și nu, ăsta, nu, este un proiect de hotărâre privind sprijinirea asociațiilor de proprietari pentru reabilitare tehnică. Am omis eu să-l funcționează de zi și mi-a început scuze și am supun discuții dumneavoastră. Îl aveți la? Îl aveți la mapă. Spuneți, e vorba. Este vorba de reabilitarea termică a blocurilor de locuri. Un proiect mai întâi, asta aveți cunoștință ceva și acum s-a făcut o primă etapă. E un fel de acord de principiu. Dacă suntem de acord să... Da, este proiect de hotărâre. După punctul 10, termenii pe care îi dau o serie de somnete. Spuneți un pic, în ce constă punctul ăsta? Sunt două prevederi legale, respectiv ordonanța 69/2010 și legea 853/2011, care amândouă reglementează reabilitarea termică și schimbarea aspectului arhitectural al clădirilor. Se referă la mai mult la condominii, la blocuri de locuit. Deci o dispoziție legală se referă la, la schimbarea arhitecturii și cealaltă se referă exclusiv la reabilitare termică. Dar amândouă până la urmă, pentru a schimba o arhitectură și a îmbunătăți, tot trebuie reabilitat. Prevăd și măsuri de reabilitare. Aceste dispoziții legale prevăd că autoritățile publice locale pot contribui cu un procent la cheltuielile de reabilitare a blocurilor de locuințe. Dacă ordonanța 69 se referă că asociații de proprietari pot contracta credite cu garanție guvernamentală, fără dobândă, în vederea obținerea acestor sume pentru reabilitare. Ordonanța 153 prevede și faptul că autoritățile locale pot prevedea în bugete locale o sumă cu care se contribuie la aceste lucrări cu până la 30% din valoarea investiției. Am înțeles că au fost contactate asociațiile de proprietari, în marea lor majoritate ar fi de acord. Există o singură problemă, pentru că aceste credite cu garanție guvernamentală și cu dobândă zero nu se pot acorda decât celor care nu au datorii la stat, la asociație, la furnizori de utilități. S-au identificat anumite blocuri de locuințe unde au datorii de cele mai mici, ca să începem cu aceste blocuri, pentru ca locatarii sau asociațiile să-și poată permite să-și achite datoriile într-un termen cât mai scurt și să poată obține acest credit. De asta am venit în întâmpinarea asociației de proprietari, ca dumneavoastră să fiți de acord în principiu, este un prim pas, o să mai hotărâm cu privire la, încă nu s-a fixat suma exactă, numai niciun procent, procent maxim de 30%, în schimb, putem subvenționa cu 20%, depinde cum o să ajungem în etapa respectivă.
Este o hotărâre prin care se aprobă de principiu sprijinul asociației de proprietari cu maximul de 30%, cu până la maximul de 30%, urmând ca după acest proiect de hotărâre să urmeze celelalte prin care o să aprobăm secvențial și scoate la licitație și își scoate elementele care vor duce până la finalitatea proiectului. Dacă o să vă uitați, sunt 5-4 puncte conține proiectul. În paralel, aceste 15 locuri cu o luptă care am avut-o cu Apa Vitală, cu domnul Toma și cu juriștii dânsului, într-adevăr, am avut și noi juriștii nostru. În paralel, vom face contorizare individuală cu apă, să aibă fiecare apometru la... Nu ne-am hotărât. Va fi un cămin cu toate apometrele pe domeniul public sau va avea fiecare apometru la ușă. De exemplu, neoficial, la blocul 19 scara 3, toate apartamentele au în afara apartamentului pe hol apometre. Toate astea sunt pe scara asta, deci poate vine, dar cred că mai sunt multe scări, se poate așa, sunt pe fiecare scară 2-3 care nu își plătesc apa. Și totuși nu există scară, când se urmește apa, se urmește pe toată scara. Da, exact. Noi vrem să eliminăm... Sunt două probleme. Care locuiește, nu plătește, de ce nu plătește și ăla care are datorii? Ăla care are datorii nu locuiește, este plecat. Și din cauza asta s-au ajuns la miliarde de lei datorii la apă. Noi acum am identificat blocurile cu cele mai mici datorii și o să ne gândim pe viitor și ca și asociație. Că domnii administratori nu plătesc apa și până la urmă numai pentru apă stau acolo. Curentul, energia o plătesc la ei, gazul, la fel. Dar vin și prima dată și eu salariile și mai fac altceva. Vom contoriza la fiecare, fiecare locatar va avea contract cu Apa Vitală și va merge și își va plăti apa la Apa Vitală. Și eliminăm de a încasa, de a-i mai da, de a-i bani, de a-i dirija spre altceva în loc să-și plătească datoriile. După cum poate ați observat și la rectificare de buget. Nu s-a făcut rectificare decât să ajungem și noi la zi cu datoriile care sunt vin din urmă. Așa este normal, toți muncesc pentru bani și au lucrări, au materiale din 2011 alții. Și este normal să le achităm și dacă o mai avea bani, o merge mai departe, o mai face ceva. Dar deocamdată să ne achităm față de cei care au muncit sau au avut lucrări sau au materiale de reparat din urmă. Nu asta vreau să spun, dar... Nu este singur la scară. Domnul Colotin, sistemul despre care vorbește colega consilier, cum a spus și domnul primar, nu este singur blocul de zi, mai sunt două, trei. Dacă domnul, deci a fost un sistem neagreat de Apa Vitală. Dacă domnul primar reușește, chestiune foarte importantă, o realizare foarte mare. S-a făcut o estimare, deci apometru costă cel mai mult. Va ajunge în jur de 200 până la 300 de lei de familie, ca să aibă apometru la ușă. Care va fi eșalonat și ăștia 300 de lei pe 60 de luni, pe 5 ani, care o să plătească 5 lei pe lună. Deci căutăm
să nu se simtă deodată în buzunarul fiecăruia, că, domnule, îmi cer ăștia 3.000 de lei ca să... Este posibil să spun unic, domnule, eu sunt de acord, dar nu iau nici pe aia 3.000 lei. Dar 5 lei pe lună, cred că poate să... Da, și în situația asta vine un singur abonament. Fiecare când renunță la și agrează ideea asta, renunță la două abonente în toată România. Nu. Abonentul lui chiar la primul când aveam când aveam abonentele în interiorul apartamentului era una la instalația de la bucătărie și una la baie, deci plăteau două abonente, nu unul. Așa vor plăti unul și dacă mai plătești în date, sper să fie de acord. La primărie nu vin aia care au datorii să plângă când îi s-a oprit apa. Vin aia care sunt la zi. Și e bună dreptate. Ar trebui să mai și realizeze, să gândească, domnule, dacă o sticlă de 500 de mililitri e 2 lei sau 2,50 lei și o tonă de apă e 5 lei, deci diferența este mare. Trebuie fiecare să ne asumăm niște responsabilități. Domnul președinte, tot când am terminat tot la punctul ăsta s-a luat în vedere faptul cine o să plătească STF-urile sau proiectele pentru blocuri sau să va face un studiu de fezabilitate comun, intră în aia 30% sau nu intră? Care să, cu care vin primăria în ajutorul asociațiilor locatare. Nu, probabil că SF-ul o să le facem, că mai ne întind și nou câte o viitoare lansare, un proiect. Și noi trebuie să fim pregătiți cu SF-ul. Chiar am hotărât pe data de 15 decembrie să mergem la București și deja să avem SF-ul de făcut. Așa, există o hotărâre de... Este posibil să dea o hotărâre să fie valabil până la epuizarea stocului de bani. Și asta poate țin o zi, poate țin două, poate țin trei, poate țin o lună sau trei ori. Corect. Mai avem o hotărâre de Consiliu Local aprobată anul trecut privind anveloparea și culorile care se dau până se face tot blocul. Atât e un pic, dumneavoastră, nu costă mult să dai, să faci cremă în loc de alb. A văzut blocul ăla din față și acolo cum e. Deci tot ce este făcut alb. Dacă blocul e un pic crem, dă, fă-l crem și lasă. Cât e Catena Teodoroiu. Exact în fața mea acolo. Deci tot bucata aia de bloc, jigoasă, cum e, vai de capul ei așa, dar este crem și anvelopatul l-a făcut cu alb, lucios. Se vede ca la... Deci, într-o zi. Noi, datorită am identificat și am identificat zilele astea 15 blocuri, sigur o să abordăm pe un designer ceva care să știe să așeze culorile. Să vadă frumos. Sunt blocuri care au mansarde, sunt blocuri care au terase, sunt și acolo... culorile trebuie combinate. Dar o să, la timpul potrivit, probabil că o să îl aducem să ne arăte exact cum va arăta viitoarea lucrare în culorile care dumneavoastră o să le hotărâți. Dumneavoastră o să vină cu propune și dumneavoastră le modelați. Aceștia care fac individual. De dea culoarea care se apropie cât de cât cu tonul blocului. Acolo, adică din hotărârea Consiliului Local, este de aprobarea asociației locatar și vin direct la biroul convargmentul urbanism. Corect, dar nu se respectă. Nu, dreptate este. Dar nu se respectă pentru faptul că ei nu vin la autorizare. Dacă ar vin la autorizare cu un proiect, de-am impune noi prin autorizare să la ei nu solicită autorizație. Știți, își fac singur de cazul lor. Dar trebuie monitorizat. Nu e o investiție mare să schimbi culoarea, adică nu poți să fiu mai mult. Bă, loc să pun alb, îl fac crem, e același lucru. Să vede la etajul 1, să vede la etajul 2, care și-a făcut un singur apartament, a ieșit cu 10 cât să care cu 10, care cu 5, corect. Mai aveți discuții? Pentru că trebuie să discuții. Nu, no,
propun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Colotin, propus la vot. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. Domnul doctor Ali. Sunt este mai un punct 10 care a avut acolo la mapă. Nu, doctor, nu este metodă de a protesta proiectul de hotărâre privind o constatare în ce trebuie de drept înainte de expirarea durată normale a unui mandat de consilier local. Cine a luat materialul la punctul 10? Nu, materialul nu l-am nici eu. Am fost anunțat de Partidul Liberal, Național Liberal, să avem pe ordine de zi. Sincer să fiu, mă gândeam la alt coleg de-al nostru, dar până la urmă, domnul Drobot, am văzut... Aici este o redenire, practic, nu este la altă adresă, dacă am înțeles despre asta este vorba, dacă vreți vă dau citire la adresă și la revenirea la adresă, înregistrată în 6.9.2012, care spune că în prezenta la adresa PNL Iași numărul 697 din 9.7.2012, prin care vă rugăm să procedați la invalidarea mandatului de consilier local a domnului Sită Vasile, care nu mai este la data prezentă, e membru al Partidului Național Liberal, și să procedați în cadrul următoarei ședințe a Consiliului Local pentru Frumos la validarea mandatului de consilier local a domnului Crișu Constantin. De asemenea, vă rugăm să ne puneți la dispoziție documentele în baza cărora Consiliul Local Orașul Târgu Frumos a decis în cadrul ședinței din data de 10.07 amânarea invalidării mandatului de consilier local a domnului Sită Vasile și respectiva validării mandatului domnului Crișu Constantin, următorul suplean pe lista depusă de ACD la alegerile pentru Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos din iunie 2012. La ora actuală, la nivel de, conform legii, mi-am depus această documentație, deoarece știam clar că urma domnul Tătaru, care candidează la ARD, deocamdată, din coace, urma domnul Ignea, care este transferul, era domnul Sâtă dinainte. Am lăsat, dacă sunteți atent acolo, la proiectul de hotărâri, trei rânduri, în care n-am scris niciunul, nu știam, doar ați venit cu ceva. Deocamdată, pentru domnul Tătaru, cu siguranță, va fi în următoarea ședință. Da, trebuie să vină la acum, domnul Ignea... Va fi în următoarea ședință, pentru că nu avem material pentru... Toate vine... Noi, ca și birou, ne-am organizat și ne-am făcut... Am făcut interatul constatator, l-am semnat, l-am pus, dar problema e, m-am scris numele și pronumele. Eu gândeam că ați fi deschis, atât la domnul Tătaru, cât la domnul Mendea, din coace cu Constantin. Deci la domnul Sâtă era venit, dar problema la domnul Sâtă, știam că domnul trebuie să o dau pe aia, știam că ați rezolvat-o între dumneavoastră. Acum v-ați adus din nou această discuție, nu știu. Sunteți... Nu mă faceți pe mine omul negru, pentru că n-am avut niciodată. Eu am făcut, da? M-ați solicitat și am adus adresa, revenim la ea pe care trebuie să dăm o soluție, da? Trebuie să luăm act de această vârtiuță și trebuie să ducem în continuare, deci nu... Da, stimați colegi, dar este al președintele de partid. Păi nu, spuneți... Ca să nu... Stimați colegi, da, să nu vă ca să eu și eu ce vă întreb. Eu v-aș ruga să... Cum ați așteptat atât de mult, nu să mai așteptați măcar până pe 15 ianuarie cel târziu, să văd să adun și eu toate documentele care le-am de adunat de cum le-am și să-mi pun la punct toate treburile care ne-a dacă vreau să considerați, mă refer la colegii mei, dacă vreau chiar considerați că trebuie să plec din acest partid, din acest consiliu local, plec și din Târgu Frumos, dacă considerați dumneavoastră că trebuie să plec. Vă dau cuvântul meu de om. Vă rog să mă mai suportați și luna lui decembrie și jumătatea lui ianuarie. În cazul în care nu pot să îmi rezolv problemele pe cale amiabile, colegii mei de la Iași și colegii mei de Dâmbrâncă, acum mă refer la întreg, colegii mei colegi în Consiliul Local, vă promit că în luna ianuarie vin și îmi dau demisia singur din funcția de consilier local. Nu considerați că am vreun avantaj că stau sau am vreun avantaj că plec. Pentru mine este indiferent. Mulțumesc foarte mult. Eu, referitor la poliția din Consiliul Local, este politica partidului nostru, nu e ca și consilier,
Am înțeles că au fost un virgul, o paranteză acolo. Nu cred că noi ne putem, atribui competențe pe care nu le avem. Domnul Jurescu, este proiect de hotărâri, este, vă rog, să-l supuneți la vot, da? Că colegii dumneavoastră la care v-ați adresat, consideră... Estimați colegi, dați-mi voi ca să vă spun. Supun la vot cine este de acord cu amânarea acestui proiect de ordine de zi. Supun la vot. Cine este de acord cu amânarea acestui proiect de ordine de zi? Dacă este și cazul domnului Ignea, că ar trebui să luăm lucrurile separat. Bineînțeles. Au avut loc, știm cine va veni din urmă, știm tot, dar până nu trebuie. Deci am supus la vot cine este de acord cu amânarea punctului numărul 10 pe ordinea de zi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ați conservat comisiunea de ianuarie? Păi am scris că domnul Sătăt propune că luna ianuarie îl aduce să va retrage, iar din coace, partea asta propune amânare. Abțineri? Abțineri. Cum? Domnul Abțineri. Și domnul Baldacu ridica numărul. Cum ridica numărul? Era 10. Domnul Baldacu, mi-a pune niciodată, dar mai... Deci cine este de acord cu amânarea punctului numărul 10? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bun. Acum, altul. 9. Împotrivă. Abține. 1, 2, 3, 4. Și o situație care trebuie să o rezolvăm cât mai repede. Dar nu puteți să o rezolvăm cât mai repede. Dar competența domnului este de a lua alt. Domnul Sinte a venit cu a... Dar e vorba de interea mai trezit cu proces. Dar nu e vorba de aplanare, e vorba de... Noi trebuie să luăm alte această dreptire. Nu e vorba de... Dar de fapt, înțeleg de ce chestiunea de amânare. Dar poate să Deci,